pe FCSB că iarăși au apărut niște povești, le luăm așa cum sunt. Sigur că ar trebui să existe o confirmare sau o infirmare, dar în afară de faptul că patronul acolo a spus că are doar 5 jucători, de acord, Helmut, doar 5 sunt. Iar uite, la Dunovici, Olaru... Eu cred că toți sunt jucători. Acum nu știu dacă sunt și fotbaliști toți. Dar e rău, asta, în sensul ăsta. Da, da. În sensul ăsta. Nu știu dacă... Ești de acord? Acolo nu și mai care este un efect și unei asemenea acolo nu mai poți să comentezi, pentru că se ajunge în situația asta, sau s-a ajuns în situația asta, datorită patronului, care când vine un jucător și el crede, are impresia că este foarte bun, cum a făcut cu Vlad, Messi, era Messi. A ieșit, nici nu mai contează, poate să greșească Târnoveanu câte vrea. Clar că Messi nu poate fi un bun portar. Să nu uităm Coman, un an de zile, a fost ținut rezervă, pătușă. Și cum a vorbit domnul Becali de Coman, am auzit cu toții. E, acum e cel mai... Capitan. Da, și acum e Coman, iar acum... Coman s-a și transformat, trebuie să spunem asta. De acord, Coman nu mai este cel de atunci. E un Coman, e un jucător care evoluat... Un jucător se transformă. Octavian Popescu, cât a fost lăudat, s-a transformat, dar nu în bine. Coman s-a transformat în bine. Păi asta spun. Și aici Crețu, când a fost la pământ, dat afară, l-am luat înapoi. Eu nu înțeleg multe acolo, dar sigur nu este... Ți-ți vine să crezi povestea asta cu că Florinel Coman a vrut să-i determine să scoată nu. Pe companie? Probabil că ar fi... La pauză unui meci? Nu. Eu nu cred că a spus în gura mare treaba asta. Dacă a spus-o, ceea ce este posibil, putea să o spună, eu știu, vorbim cu antrenorul mai într-o... Păi asta a și făcut. Da. A, dar nu vestiar, în timpul meciului a făcut-o. A, nu cred. Să știu. La pauză, unii meci. Eu nu cred că a făcut-o de față cu colegii. Pentru că atunci chiar e antipatie totală din partea tuturor. Ceea ce mă surprinde din nou, n-am înțeles niciodată de ce l-ai adus pe Haruț, care a început campionatul foarte bine. Ai fundat central care greșesc unul după altul. Și pe Haruț nici măcar nu-l mai bagi în seamă. Asta este politica la FCSB. Ce poți să spui altceva? N-ai ce să înțelegi din toate lucrurile astea. Mâine s-ar putea ca Coman să facă nu știu ce prostie și din nou să cadă în disgrație și gata. S-a terminat cu Mbappé. Da, uite, nici Mbappé ăsta, adevăratul, n-a avut un meci strălucit la... realizări astea. Da, cu Milan, da. Ce îți vine să crezi povestea cu Coman, care l-ar fi vrut scos din echipă pe companie? Nu vreau să cred acest nu, lucru, nu, pentru nu vreau că să cred, nu, nu mi se pare normal, ca, indiferent că ai calitatea de capitan de echipă sau că ești unul dintre jucătorii care, eu știu, ești apărat sau ridicat în slăb de către patron, nu cred că poți să-ți permiți lucrul ăsta să-ți dai cu părerea vis-a-vis de evoluția unui coleg de echipă. Adică sunt atâția oameni acolo care ar putea să ia decizii. Nu cred că ăsta e rolul lui Florinel Coman în echipă, să cântărească el jocul unui coleg de echipă și să-și dea cu părerea vis-a-vis de jocul colegului. Da. Nici măcar dacă ar fi întrebat, cred eu că n-ar trebui să facă n-ar lucrul trebui, ăsta. Dar faptul că i-a spus patronul ne-a spus la rândul lui, a zis, băi, nea Gigi, a trebuit eu să iau mingea și să-mi asum, pentru că n-ajunge mingea la mine. N-am opțiuni. Pentru că n-am opțiuni. E bine. Pe deci când aici... spui chestia asta, ți se pare absurd că te-ai dus la Pintilii să-i ceri să schimbe pe companiu? Mi se pare absurd că să-i duci la Pintilii exact. Să-i ceri să-l schimbe pe companiu. Asta mi se pare absurditatea maximă. Și dacă a făcut-o și pe acest motiv că n-ajung mingi la el, în niciun caz mingile alea nu pot veni de la companiu. Nu. Adică și-a ales persoana greșită. Pentru că rolul lui companiu nu este de a construi și a aduce mingi în careu. Rolul mai poate, companiu... dacă e pe post de pivot, exact. Să mai da, încerci da. Misul. Rolul lui companiu este cel de vârf să marcheze goluri, să fie în suprafața de pedeapsă. Bun, episoadele nu se suprapun. Pentru că mărturisirea pe care ne-a spus-o Gigi Becali, asta cu băi nea Gigi, nu știu ce, a venit acum după derbiul cu Rapid, pe când episodul companiu... E mai vechi. Datează de acum niște etape. Niște etape da, în urmă, când într-adevăr companiul... E o înălțuire logică între a și fost schimbat. Adică există vreo trei meciuri care ar putea fi identificate. Companiul era schimbat și din colegi. Și dacă aș dorea să rămână da. Florinel Coman...
Exact. Bine, o să luăm o pauză după care ne întoarcem, să avem o convorbire, sper, interesantă imediat după acest pup. Din ca să lămurim o chestiune, să intrăm, să nu trănăm o poveste, că s-au făcut și referire la emisiunea asta noastră, Mircea Rednic, după ultima victorie fantastică, deci un triumf absolut asupra celor de la Dinamo, care... Cu un penalti clar ca lumina nopții. Da, eu ăla n-am înțeles. Poate mai vedem o dată penaltiul, că poate sunt eu chiar. Nici eu n-am înțeles foarte tare acolo. Dar toată lumea, inclusiv Marius Avram, l-am văzut în regulă tot. Păi dacă e în regulă, dacă au zis oamenii aia... Am uitat, mi-am pus și ochelarii și de distanță. Mie și de mi se pare că atinge capul lui Cooper, dar poate că dacă atinge capul lui Cooper, avem o problemă mare. Da. Poate că au văzut... Mie mi se pare că... Uite, voi, de exemplu, și dacă l-ați văzut, voi cum vi se pare? Poate că greșim, eu sunt de acord. Nu știu. Bine, dacă... eu cred că e foarte greu să-ți dai seama dacă atinge Cooper mingea atunci, cu capul înainte de a lovi adversarul mingea cu mâna. Domnul arbitru și-a dat seama. Dacă el și-a dat seama, probabil... el acolo la VAR, eu știu cum a văzut altfel, poate faza... Deci are aceleași imagine ca noi. Știu că e aceeași, da? Și? Interpretarea lui... Tu vezi clar că nu atinge mingea cu capul? Păi nu, dar problema este dacă a făcut hands omau. Bine, dar prima fază este cu atingere, că și dacă... Se pare că e o atingere de mână acolo, nu orice atingere de mână. Se e. Pare, eu... Da, mâna o atinge. Și eu zic o atinge, dar... Acum mă rămâne de clarificat dacă... Ce, dacă o atinge înainte sau după ce... Dacă lovește cu părmingea exact. Sau nu. Da, ce zici eu? Tu te uiți acolo de... Mă uit, dar parcă nu cred că lovește cu capul. Poate okay. Cu părul, care e părul lung, dar... Păi și dacă lovește cu părul, să știi că o atinge de minge. Se contează dacă vine de la deci foarte aproape. Deci mingea nu schimbă traiectoria. Nu? Ți-o pare că nu? Ok. Eu așa zic. Bun, atunci e posibil să fie penalti, într-adevăr, și nu avem noi dreptate. Adică nu avem noi. Dubiile noastre nu sunt... Oricum eu fac. Eu nu știu dacă a fost sau nu, dar nu dau seama cum judeci clar. Adică bași mâna în foc pentru o fază. Tu ai băgat mâna în foc că nu atinge mingea. Asta este. Când dai un penalti. Noi nu înțelegem, chestiunea asta nu e cu 51% sau adevărul nu este cu 51% și 49%. Trebuie să fie ca la aia, dincolo de orice dubii, orice ca la judecăția din filmele americane. Mie mi se pare exemplul tipic. E posibil să fie așa. De smintire colectivă această fază, cum a fost și acela de la meciul lui Arsenal, da? Când s-a dat acel gol, păi nu, cu triplă infracțiune, se validează golul. Da, acolo e într-adevăr o nebunie colesa. Aici n-a fost decât o infracțiune. Asta spun, acolo... Nu, eu asta l-aș întreba pe el. Tu ai văzut clar, poți să spui clar că nu atinge Cooper mingea cu capul? E posibil să nu atingă, nu avem din aceste imagini, pe părerea mea, umilă, toate elementele, măcar să putem scădem de acord asupra chestiunea asta, că nu putem băga mâna în foc pentru așa ceva. A, Marius? Eu n-aș băga. Nu, eu nicio. Adică atunci asta este numai, la o asemenea fază, numai arbitru să nu fii. Da, exact. Da. Dar când ai dubiu de genul ăsta, mai degrabă nu dai decât dai. Pentru că tu, e ca la ăla când îi găsești vinovăția, ca la un proces. Tu trebuie să elimini orice dubiu că n-ar fi vinovat. Nu poți să spui, bă, parcă ar fi vinovat 53%. Nu vi se pare 47%. Că s-a schimbat tot? Adică noi ne-am uitat... Voi ați jucat, nu mai zic că v-ați și uitat la fotbal, dar ați jucat ani și ani de zile. Nu vi se pare că s-a schimbat totul? Că nu mai înțelegi când e fault, când nu e fault, când e hands, când nu e hands, când e offside, când nu e... Să lasă faza, să curgă două minute și pe urmă vine nenea ăla cu steagul pe sus, să ia, să bucură, aia săracii. Aia pe mine mă deranjează cel mai mult. Aia mi se pare logică, perfect logică. Se pare deloc logic. Cum să fie logic? Prefer o greșeală decât mai muțărea la aia cu fanionul ridicat după două minute. Radu, okay. Nu te dacă ai ridicat și ăla nu era în offside, cum ai întors faza? Dar când lași o fază aproape două minute să meargă și după aia ridici un minut. Și după aceea ridici offside, adică în minutul ăla se pot întâmpla multe. Corect, dar nu cred că lasă un minut adică nimeni. Scapi singur, portarul poate să iasă, să te faulteze și să te faulteze poate chiar grav. Adversar. Aia poate să fie greșel, dar faza o lasă până când se termină faza în sine acolo. Adică văd dacă se înscrie, dacă iese ceva important din faza aia. Mai departe n-ai de ce să o lași. Trebuie să semnalizezi dacă a fost. Dar ca să ridici în condiție, mai ales când este la limită, și după aia să-ți dai seama pe ce înscrie ăla,
că de fapt fusese offside sau că nu fusese offside, ai o problemă mare, că golul nu-l mai întorci sau ratare sau fază. Și atunci ei preferă numele adevărului, că de asta este până la urmă la asta trebuie să ne apără, la adevăr. Nu mai muțelele, mai muțelele. Adevărul. Cum poți să scoți la lumină adevărul cel mai mult? Ori asta este o modalitate în zilele noastre. Țineți minte câte alte faze am plâns după ele ani de zile? Pentru că a ridicat unul, bine, nu era. Bine, dar atunci nu era VAR. Păi asta spun. Acum când este VAR, adică asta eu e. Cred că chiar dacă ridici, domne, se poate întâmpla să nu ridici greșești. Pentru că influențezi pe cetățenii respectivi. Da, aia se uită. Cei care sunt pe atac. Da. În fine. Bun. Dar nu despre asta vreau să vorbim. Aici e clar. E o fază complicată. Eu mai spun atât. Principiul este următor. Dacă nu e sigur de o chestie de genul ăsta, mai degrabă nu dai. Pentru că, v-am spus, e ca la tribunal. Nu poți să-l judeci cu, la jumătate, să tai jumătate, să spui asta e vinovat. Și asta. Bun, nu se face dreptate cu o decizie la două capete de arbitraj. Exact, da, asta zic, da. Dar și felul ăsta, adică te poți abține la un moment dat să iei o decizie capitală, pentru că, dom'le, mai erau două minute de jucat, ce, un minut, erau deja la sfârșitul prelungirilor. Nu știu, e ciudat. Mircea Rednic, care... Ne certă. Nu, ne certă, nu. Ne certă pe Marius. Pe mine, eu habar n-am, că nici nu am. Eu nu prea citesc presa. Și nici nu sunt foarte atent la declarații. Las că o citim noi, că atunci facem. Da, o citim. Las că suntem noi, atenți. Uite, a zis așa. Și m-a deranjat, după ce luase un pic pe rotarul de la Craiova, zice, și m-a deranjat și Marius Lăcătuș la o altă televiziune. Altă televiziune fiind asta. El vorbind la Fanatic, nefiind televiziune. Dar nu contează. Trecem peste amănuntul ăsta. Care a declarat, de aia îi se spune cum îi se spune. Tu ai declarat asta. Da, da. Păi stai, tu nu spui că CSEA Steaua e Steaua? Tu nu ai jucat la CSEA Steaua și nimeni nu zice nimic, că le respectă. Le respectă, auzi, lumea. Are o problemă cu asta. Eu știu ce spui tu, dar Lăcătuș a spus că am băgat strâmbe între cele două Craiova. Nu am băgat strâmbe. Am spus că pentru mine echipa limitelor e continuatoarea științei. Iar după aia ajuns să spui, bine, n-aș un pic agitat moderatorul de acolo, adică eu. Îl tot împungea. Să-mi arăți unde te-am înfost, să-mi arăți lucru. E distanța cam mare. A. Nu mă așteptam de la Lăcătuș. Păi și el spune la fel că Steaua lui Gigi nu e Steaua, la el Steaua sunt aia care s-au format acum 5 ani. La mine a sărit toată lumea, dar ați văzut că nu e chiar așa, că să dansez cum am dansat, eu nu pot să fii strâmb. Adevărat, ia dați imagine, că a dansat bine de tot. Deși fusese operat, dar câteodată vezi că poate să danseze la Oadic. Are operație de șold, reconstituire de șold. Nu cred, după iar arătați. Dacă aia este un om cu păi și eu am aceeași și poți să dansezi în felul ăla? Nu știu. A, ia să nici este de talentat. Nici n-ai încercat. Nu sunt atât de talentat. Nu ești talentat, m-ați convins că nu. Deci, ce se Steaua, Steaua? De ce ai spus strângul? Eu nu vreau să intru așa într-o polemică de la distanță cu Mircea Rednic. Eu am făcut o glumă atunci. El a sunat, dar nu intru. Eu am făcut atunci. Păi asta e, dacă e bărbat și vrea să intre, să vorbim în direct. Nu, ia sunați-l pe Mircea, întrebați-l dacă e declarații. Bărbat. Cine știe, nu știu dacă el a văzut emisiunea, dacă i s-a transmis din partea cuiva ce am discutat de noi atunci. De regulă se transmite. Exact. Eu de-aia nici nu am nicio reacție. Eu am făcut o glumă, dacă el n-a înțeles-o, este strict problema lui. Nu, chiar nu mă deranjează cu absolut nimic. Dar eu îți spun eu ce fac în asemenea momente, dacă cineva mă deranjează cu ceva printr-o declarație sau eu știu ce o văd eu, o aud eu de acea declarație, pun mâna frumos pe telefon și îl sun pe respectivul, că pot să găsesc numărul, bănuiesc foarte ușor. Și atunci îl sun și vorbesc cu el, în personal. Totul e să și răspund. E dacă vrea, dacă nu, asta e. Dar nu e, să nu creadă cumva că, vezi, Doamne, dacă ai ieșit cu aceste declarații, acum eu voi sta cu mințel, mă voi ascunde pe aici, pe sub masă, și nu voi mai discuta vis-a-vis de anumite lucruri. O voi face în continuare, pentru că sunt sigur că nu l-am jignit cu absolut nimic. Dar mai încerca, știu că îmi răspunde. Dați un mesaj, spuneți că vrea să vorbească mai jos. Sigur că oamenii pot să se bucure. Adică e o victorie împotriva lui Dinamo, nu normal te bucuri chiar așa. Ba, da, nu, aici am văzut. La o victorie împotriva unei echipe aproape condamnată să retrogradeze. Uite că e un autist aici. Care... Da, eu îl contrazic aici. Cum să nu te bucuri, mai ales. Deci după un meci pe care, în mod normal, îl pierdeai, da? Puteți în care juca mai prost.
Puteai să-l care juca mai prost, în care a avut noroc, că și-a dat ăla, a rașchetat mingea și a ieșit acum primul parcă gol. L-aud pe mine și cu greșeală imensă de arbitraj și tu te bucuri. Mie mi se pare indecent să te de bucuri așa. De care greșeală de arbitraj? Eu o consider greșeală de arbitraj, asta cu penaltiul. Da, majoritatea, nu minu. Strict problema ta.